Salutare și bine v-am regăsit din nou la recomandările Mediaș News. Avem o parte de un weekend dedicat orașului nostru. E vorba de tradiționalul eveniment Zilele Mediașului. În această săptămână, în perioada 31 mai până în ziua de duminică 2 iunie, trei zile dedicate orașului nostru care împlinește o vârstă, să spunem, memorabilă, 757 de ani se împlinesc de la atestarea documentară a localității noastre, prilej cu care Primăria Municipiului Mediaș organizează o serie de activități culturale pentru marcarea acestui eveniment special în viața comunității noastre. În fiecare an ne-am obișnuit ca să ne adunăm în piața Cornelu Coposu la sfârșitul lui mai și începutul lui iunie pentru o serie de evenimente dedicate orașului nostru. M-am gândit astăzi la recomandările Mediaș News să fac o trecere în revista programului celor trei zile și începem cu prima zi de 31 mai, un eveniment care începe la ora 13, în sala Marea Primăriei. Este vorba de un eveniment dedicat unui cetățean de onoare a municipiului Mediaș și, bineînțeles, a unei somități din punct de vedere a științei. E vorba de un eveniment dedicat celor 30 de ani de la inaugurarea casei memoriale Hermann Oberth la Mediaș și 130 de ani de la nașterea savantului Hermann Oberth. În cadrul celor două manifestări sunt programate întâlniri cu diferiți ofițeri de rang înalt din cadrul Armatei Române, alături de oficialități și personalități reprezentative din domeniu, dar și invitat special e vorba de domnul general locotenent în rezervă, Dumitru Dorin Prunariu, singurul cosmonaut român care a participat până în acest moment la un program internațional de cercetări spațiale. Evenimentul, vă spuneam, are loc în cadrul Primăriei Mediaș și seria de concerte dedicate orașului nostru în data de 31 mai 2024 începe la ora 17 cu un concert susținut de către Clubul Copiilor. La ora 17:30 urcă pe scenă Cosmina Fulea, urmată de băieții de la Balada, grupul Moto, Ferit Regaș la ora 19, la ora 19:30 va fi un recital Virgil Suciu, iar de la ora 20 urcă pe scenă Diana Matei. Iar începând cu ora 21, timp de 60 de minute, va fi grupul Play și prezentatorul acestui concert o să fie colega de breaslă Ada Gheorghe. În a doua zi, în 1 iunie, avem parte de mai multe evenimente și e vorba de un eveniment care se desfășoară în cadrul dimineții. E vorba de un eveniment pe care sunt sigur unii deja îl cunosc, un concurs gastronomic în curtea Muzeului Municipal Mediaș la ora 9:30, concursul în aer liber Bucătarii Civitas Mediensis, un concurs la care participă sucursala Mediaș IPA și invitații ei, un concurs care se va desfășura mai multe ore, o să fie un grup de 4 membri format din invitația celor de la IPA, care o să prepare mâncăruri tradiționale timp de 4 ore, după care, iată, un concurs la care participă echipe din Ungaria, o echipă din Republica Moldova, din județele Vâlcea și Mureș, o să fie jurizate de către cei trei șefi pe care sunt sigur că îi cunoașteți deja. E vorba de Ernie Schmidt, Cisar Tiberiu și Chichi Albert. De asemenea, copiii și nepoții membrilor asociației participă la un concurs cu dulciuri și vor primi diplome, medalii, cupe și cadouri. Trecem de la gastronomie la mai departe, la alte evenimente. E vorba de lansări de carte care au loc în acea dimineață, de la ora 9 la ora 10, o să fie o masă rotundă, un simpozion dedicat Zilei Mediașului. Între orele 11:30-13 o să fie trei lansări de carte, una semnată de Lucian Răzvan Faloba, Arta îngrijirii sufletului și a minții din perspectivă creștină, manual de dezvoltare personală creștină. Mihai Chiriac va lansa din pasiune pentru trecut studii de arheologie și istorie, iar Ioan Mihai Ionescu își lansează din seria cărților sale dedicate celui de-al doilea război mondial și luptelor navale, nume de cod Force Z.
pe stadionul 8 mai, între orele 9 și 13, amatorii de fotbal pot urmări meciuri amicale de fotbal ale echipelor de la Clubul Sportiv Municipal Mediaș, iar la Hanul Grevel o să fie între orele 10 și 12 un program artistic al unităților de învățământ din municipiul nostru, la ora 14 un campionat municipal de șah. Hai să vedem însă și ce se întâmplă pe scena din piața Cornelu Coposu în data de 1 iunie. Începând cu ora 14 până la 16, tinerele talente de la diferite cluburi din Mediaș o să fie pe scenă, urmate de clubul elevilor din localitatea noastră, cu un recital de o jumătate de oră. Tinerii rămân pe scenă, e vorba de grupul Millennium de la Școala Națională de Gas, urmați de Impact, Capital, trupa ad hoc, formația Dinamic urcă pe scenă începând cu ora 18 și 30 de minute, după care urcă pe scenă Tudor Turcu, medeșanul nostru, fiind pe scenă împreună cu o formație cu care vine de la București, cu colegii săi, probabil i-ați mai văzut împreună și la alte ediții, iar de la ora 20 urcă pe scenă Joe, urmată de Vescan și cap de afiș de 1 iunie, de la ora 22, timp de oră, o să fie cei de la Holograf. Prezintă a doua zi a zilelor Mediașului, al coleg de breasă, e vorba de Claudiu Micu. Mergem și la ziua de duminică, o zi dedicată și sportului, dar și folclorului. Duminică de la ora 13, la sala sporturilor Octavian Șerban, din cartierul Vitrometan, o să fie un meci demonstrativ de basket, urmat de o lansare de carte, semnată de Cornel Fugaciu, Ioan Mihaionescu și Cosmin Rareș-Prișcă, Mirajul coșului, Viața unui panou. La Ighișul Nou, de la ora 13, se sfințește o troiță, urmată de un spectacol de muzică populară susținut de Lumința Dejan, alături de preșcolari și școlare, grădinițe și școlii generale Ighișul Nou, iar de la ora 14 se inaugurează un loc de joacă. Revenim la Mediaș de la Ighișul Nou. La ora 16 urcă pe scena din piața Cornelu Coposu Clubul Copiilor, urmați de Aurica Bacea, Dan Filuț Tabără, Matis Alin Levente și Natalia Levente, ansamblu de dansuri de copii și adulți, Smuguri de pe Târnave și Târnavele, coordonator Vasile Stoia, plus surorile Crețu, Diana și Bianca o să fie în acel recital, urmați de Ceata Sibiului, Aurelian Suciu, Lumința Dejan urcă pe scenă la ora 20 și 15 minute, urmată de Costel Popa, Emilia Muntean, Mihaela și Ciprian Istrate, iar cap de afiș pentru ziua de folclor este Georgiana Lobonț, care urcă pe scenă la ora 22. Ultima zi din cadrul acestui eveniment dedicat Mediașului este prezentat de către colega mea Angela Păucean. Acestea au fost reperele pe care am vrut să vi le prezint astăzi la recomandările Mediaș News, o ediție dedicată celor trei zile manifestărilor zilele Mediașului. Nu mă rămâne decât să vă urez un weekend plăcut și, bineînțeles, să participați la evenimentele pe care ni le-au pregătit cei de la Primăria Municipiului Mediaș. Toate cele bune, pe curând din nou la știrile pe care, sau recomandările pe care vi le fac pe acest canal de YouTube sau pe canalele de social media deținute de Mediaș. Toate cele bune!